Bun regăsit, dragilor! Bine ați venit sau ați revenit aici pe canal! Ne vedem, iată, într-o zi atipică pentru acest canal. De obicei ne vedem la final de săptămână, dar pentru că n-am reușit să postez la finalul săptămânii trecute, probabil știți, unii dintre voi ați și participat, am lansat un sondaj pe pagina mea de YouTube în care vă întrebam ce ați dori voi să vedeți în următorul clip. Fie un book haul, pentru că am câteva cărți noi care au intrat în biblioteca mea spre finalul anului trecut, plus încă o carte primită recent, sau vreți să vedeți un book review, pentru că am descoperit o carte foarte interesantă luna asta, despre care oricum am de gând să vă vorbesc pe canal, așa că cel mai probabil următorul clip va fi un book review pentru acea carte. Dar pentru că peste 100 dintre voi ați participat la acel sondaj și cam 75% ați decis că vreți să vedeți book haul, astăzi facem un book haul. Cele mai recente cărți intrate în bibliotecă, sper din toată inima mea să fie cam ultima achiziție de carte și să reușesc să trec prin 2023 citind doar cărțile pe care le am deja. Sau dacă primesc, bineînțeles, sunt bine primite, nu spun nu niciodată cărților, dar chiar îmi doresc să nu mai fac achiziții de cărți decât în mod excepțional, dacă mai apare vreo parte nouă într-o serie sau ceva de genul ăsta, în rest n-aș mai vrea să cumpăr cărți. În clipul de astăzi avem 6 cărți, așa cum vă ziceam, o parte primite, adică una singură primită, ca să fiu mai precisă, celelalte 5 cumpărate la finalul anului trecut. Sunt cărți despre care cred că ați mai auzit, dar despre cea primită nu cred că ați auzit încă nimic. Și vom începe cu aceea. Este o carte pe care, de fapt, am ales-o eu de la Biblioteca Județeană Paul Iorgovici, de aici, din Caraș-Severin. Am început un fel de parteneriat cu biblioteca, prin care încercăm să atragem tineri spre citit. Tineri de liceu în principal, dar chiar și de gimnaziu. Încercăm să-i convingem să meargă la bibliotecă în primul rând, pentru că, din fericire, avem atât la Biblioteca Județeană, cât și la biblioteca locală de aici din Reșița, cărți noi, cărți care sunt acum în vogă, cărți despre care noi vorbim aici pe canal și BookTube-ul vuiește în această perioadă, deci nu mai e ideea aceea de bibliotecă veche, să-i spun, unde găsești doar cărți îngălbenite pe care școala ți le cere să le citești și asta încercăm să facem, să-i aducem cumva la bibliotecă. Și în startul acestui parteneriat, să zicem, ne-am putut alege câte o carte dintr-o grămăjoară de acolo, atât noi, cei care organizăm acest parteneriat, cât și elevii care au participat la acea primă întâlnire. Și eu mi-am ales o carte pentru adolescenți, bineînțeles, care se numește Minciuna. Nu știam nimic despre cartea asta, nici măcar n-am citit ce scrie pe spate, dar am zis că dacă e o carte pentru adolescenți, va merge destul de repede și am să vă spun și ce scrie aici pe spate. V-ați gândit vreodată de cât timp avem nevoie ca să ne îndrăgostim? O secundă, 5 minute, 2 ore, o zi, o săptămână? Toate răspunsurile sunt corecte. Xenia învață pentru medicină, încearcă din răsputeri să le facă pe plac părinților exigenți și când presiunea e prea mare, se refugiază în literatură. De curând a descoperit romanul De veghe în lanul de secară și odată cu asta, pe un forum al cititorilor, a cunoscut un tânăr de vârsta ei. Nu s-au văzut față în față, abia dacă știe cum îl cheamă și la ce liceu învață, dar își scriu săptămânal, iar sentimentele lor capătă, în ciuda piedicilor sau poate tocmai de aceea, forța unei pasiuni dintre cele care îți schimbă viața. Dar atunci când Xenia trece peste rugămintea lui și încearcă să-l întâlnească, află că nimic nu e ceea ce pare a fi. Cine este cu adevărat sufletul ei pereche? Unde este? Ce ascunde? Răspunsul vine sub forma unui caiet de însemnări și spune povestea unei crime. E prima oară când citesc ce scrie pe spatele cărții ăsteia și ultimul cuvânt, adică crimă, m-a prins, așa că sper să ajung la ea cât de curând. Este și scurtă, are vreo mai puțin de 200 de pagini, dacă vă vine să credeți. Scrisul, din ce văd, e destul de mare, capitolele par scurte. Cred că cel târziu în luna martie o voi citi. Da, și aici fac o mică paranteză, nu cred că în februarie o să mai apuc să citesc vreo carte nouă, exceptând-o pe cea pe care o citesc deja, pentru că e o carte extrem de voluminoasă și sper să o duc la bun sfârșit în februarie. Dar Minciuna, o carte care apare aici pe copertă cu 16+, cred că va fi citită în luna martie, scurtă, pentru adolescenți, cu siguranță va merge repede. Și e și despre pasionați de literatură. Așadar, ce ne-ar mai trebui în plus ca să punem mâna pe ea cât mai curând?
stați cu ochii pe mine pentru că știți deja că după ce o citesc o să vă vorbesc și vouă despre ea. Bun, să trecem la cărțile pe care le-am cumpărat și sper, repet, să fie ultima achiziție de carte, exceptând excepțiile, ca să facem un joc de cuvinte. Și avem aici o primă carte, din nou scurtă, ca întindere, undeva la 200 de pagini, pe care am văzut-o și am văzut că e îndrăgită de cei care au parcurs-o deja. Cred eu că va fi interesantă. E vorba despre un fiu. Așa arată coperta, foarte de primăvară, coperta asta. Și imediat am să vă citesc ce scrie pe spate. E apărută la Rao. V-am spus că e subțire. Guillermo sau Guillermo, nu știu exact, alintat Gil, protagonistul acestui roman, este un copil cu totul deosebit. El trăiește singur cu tatăl său, Manuel, întrucât mama, de profesie stewardeză, a plecat la muncă în Dubai. Tocmai a ajuns la o școală nouă, iar singura lui prietenă este Nazia, o fată pakistaneză. Arată ca un copil fericit, un copil anormal de fericit după opinia dirigintei sale, Sonia, ale cărei beculețe se vor aprinde toate odată când Gil, la întrebarea ce vrei să fii când ai să te faci mare, răspunde că vrea să fie Mary Poppins. Nu ca Mary Poppins, ci ea însăși. Toate acestea o vor face pe Sonia să ceară sprijinul Mariei, consilierul de orientare al școlii, pentru a o ajuta să descopere ce se ascunde sub acea fațadă a fericirii lui Gil, fericire care pare a fi doar vârful icebergului. Povestea este spusă de fiecare dintre personaje, Gil, Manuel, Sonia și Maria, marcând mai multe perspective în narațiune. În fiecare capitol, relatat la persoana întâi, vom cunoaște punctul de vedere al unuia dintre personaje, iar cu fiecare capitol, naratorul ne va lăsa mai intrigați și mai aproape de a cunoaște misterul lui Gil, de a cunoaște adevărul. Foarte interesant, sunt doar curioasă cum anume vor fi atât de multe personaje la un loc care își vor spune părerea, pentru că fiind atât de scurtă ca întindere cartea asta, cred că e un pic cam dificil să vorbească fiecare pe larg, dar nu plec pesimistă la drum în niciun caz, pentru că e scurtă cartea, așa că nu-mi fac griji că nu o voi duce la bun sfârșit. Și cam asta e prima carte din ultima mea achiziție. Trecem acum la un thriller, pentru că nicio achiziție de carte fără thriller, fără o carte polițistă sau ceva plin de mister. De această dată o carte pe care am văzut-o recomandată și de booktuberii din străinătate și am zis să am încredere în ei, de ce nu. E vorba de o carte apărută, dacă nu mă înșel, la noi anul trecut. În 2021, deci are o ceva vechime deja în România, după ce fusese lansată în 2020. E vorba despre o carte din nou cu floricele pe copertă, nu știu cum le-am ales, eu le-am cumpărat în iarnă, dar se pare că se potrivesc cu sezonul care se apropie, Soția de la etaj. Din nou o carte nu foarte voluminoasă, 320 de pagini, se parcurge destul de rapid, apărută la cei de la Armada. Despre ce e vorba în carte? Jane își câștigă traiul plimbând câinii bogătașilor din Thornfield Estates, un cartier rezidențial plin de vile uriașe, mașini de lux și casnice plictisite, unde nimeni nu bagă de seamă dacă Jane mai șterpelește uneori câte o bijuterie și unde nimeni nu se gândește să-i pună la îndoială identitatea. Dar totul se schimbă când tânăra face cunoștință cu Eddie Rochester, un văduv misterios, care e tânăr, bogat, fermecător și care îi poate oferi protecția de care are nevoie. Dar amintirea soției lui, care a murit recent într-un accident, le umbrește fericirea. Cum ar putea Jane să se compare cu Bea, o femeie frumoasă și ambițioasă care construise de la zero o afacere de succes? Va reuși ea totuși să-l cucerească pe Eddie înainte ca trecutul al lui sau al ei să-i distrugă? Ce s-ar fi întâmplat dacă Jane Eyre nu ar fi fost atât de naivă? Citiți acest thriller captivant și veți afla. Povestea unui triunghi amoros ciudat, care o să vă țină cu sufletul la gură până la ultima pagină, ne spun cei de la CNN. Îmi amintește cumva de o altă carte pe care am citit-o, În spatele ușilor închise, dar, nu știu, rămâne de văzut. Tind să cred că această soție, de fapt, nu este moartă în accident, cum scrie pe coperta 4 a cărții. Cred că ăsta va fi, de fapt, triunghiul amoros, dar rămâne de văzut. Nu mă antepronunț nici cu ea. În ceea ce o privește, în schimb, am mai văzut și păreri negative. La un fiu pe care vă prezentasem anterior, n-am văzut recenzii negative, așa că, da. Încă un thriller în bibliotecă, numai bun de citit primăvara cu această copertă minunată.
Continuăm cu o carte pe care am ales să o cumpăr la momentul respectiv, cartonată, cu acea copertă tare. Era și în varianta paperback, dar nu știu, era o diferență de mai puțin de 10 lei între ele și cea care era paperback era format mai mic, automat mai multe pagini și am zis să nu mă zgârcesc până la urmă, pentru că cred că tuturor ne plac cărțile cartonate, mai ales când stau acolo frumos în bibliotecă. Și am aici, aș zice din nou un thriller, dar nu știu foarte bine dacă e ceva thriller sau... Dar cred că asta este. Poate îmi spuneți voi în cazul în care ați citit-o, pentru că din nou e o carte arhicunoscută. Cele 7 morți ale lui Evelyn Hardcastle. Și vă spuneam că eu am cumpărat-o cartonată. Din păcate n-a fost în folie și are și un preț pe ea de 35 de lei, dar eu nu am dat atât pe ea, nu mai știu exact cât, 20 și ceva, dacă mi-amintesc bine. Și cea paperback era vreo 17. Deci n-ar fi fost vreo mare economie. Iar spatele arată așa, sunt doar niște păreri, așa că am să vă citesc de pe interiorul supracopertei. Din fericire, făcând o paranteză, știți că v-am spus la cartea cu prințul Harry, rezervă, că nu-mi place că cei de la Nemira au decis ca interiorul, după ce dai supracoperta jos, să fie negru. Mi se pare așa macabră cartea și mi-amintește doar de Biblie, de nimic altceva. De această dată, cei de la Rao, felicitările mele, au ales ca și coperta din interior să fie cu același model, același desen. Ah, și cotorul este chiar drăguț. Nici nu-l văzusem până acum. Spatele, la fel ca supracoperta. Dar revenind la acțiunea din carte, conacul Blackheath, o clădire somptuoasă, dar la limita paraginii, este spațiul în care are loc un bal mascat. Invitații sunt membrii unei înalte societăți, ofițeri, bancheri, medici, care se adună pentru a rememora un eveniment tragic. Moartea tânărului Thomas Hardcastle, fiul lordului Peter și al lui Lady Elena Hardcastle. O moarte tragică întrerupe petrecerea, însă nu îi pune capăt. Este vorba despre tânăra Evelyn Hardcastle, de fapt aceasta nu va muri o singură dată. Atât timp cât Aidan Bishop, personajul principal, nu rezolvă misterul morții sale, scena decesului se va repeta neîncetat, seară de seară. Wow! Da, deci este un thriller până la urmă. Foarte bine sună. Am avut așa o idee vagă despre ce e cartea, dar acum că m-am lămurit, chiar sună foarte bine. Scrisul celor de la Rao cred că vă este cunoscut. Din ce văd, capitolele sunt destul de scurte, așa că sper să meargă repede. E o carte cu 488 de pagini, dacă erați curioși de aspectul ăsta. O carte despre care am tot auzit. Lansată din câte se pare în 2018, deși mie mi se părea mai veche, nu știu de ce, an în care a fost și tradusă la Rao. Da. Cele 7 morți ale lui Evelyn Hardcastle, o tot confund când îi spun titlul cu cei 7 soți ai lui Evelyn Hugo, dar nu, asta cred că e cu totul altă mâncare de pește. Dar acum o avem în bibliotecă și sper să o citim cât mai curând ca să o putem discuta aici pe canal. De ce nu, poate va fi una dintre provocări la un moment dat, pentru că da, vreau din luna martie să relansăm acea provocare intitulată Provocarte aici pe canal, așa că stați pe aproape. Continuăm cu o carte care nu face decât să-mi hrănească viciul sau nici nu știu cum să-l numesc, obsesia mea, pasiunea mea morbidă pentru cadavre. Da. Dacă sunteți noi pe canal, nu vă speriați, nu am nicio problemă la mansardă, doar că mă pasionează tot ce ține de nu viața de apoi, pentru că nu neapărat spiritismul și lucrurile astea mă interesează, ci efectiv descoperirea cauzelor morții oamenilor. N-am trecut încă la animale, nici nu cred că o voi face, dar în ceea ce privește oamenii, da, îmi place domeniul medicinei legale. Și avem aici o carte cât se poate de sugestivă și care se numește Viața secretă a cadavrelor. Este de fapt cartea pentru care eu am pus comandă atunci la Elefant, pentru că de la Elefant e comanda asta, nu știu dacă v-am menționat, și erau reduceri de 50% parcă la momentul respectiv și am zis, ok, dacă mi-iau cartea asta, hai să mai iau câteva pe lângă, știți cum e, nu te rezumi niciodată la o singură carte și iată-o acum aici în bibliotecă. E o carte, pare voluminoasă așa în mână, dar are mai puțin de 300 de pagini și despre ce e vorba aici pe spate.
incinerate, înmormântate, îmbălsămate, disecate, furate, fetișizate, cadavrele umane au exercitat mereu o imensă fascinație asupra muritorilor. Iată că nu sunt singura. Cărora dintre întrebările și temerile noastre le pot da ele răspuns? Cum ne pot ajuta concret la rezolvarea problemelor din această viață, care ea nu-i mai aparțin? Mary Roach a adunat materialul acestei cărți memorabile din istoria preocupărilor macabre ale celor vii. Acribia științifică și apetitul autoarei pentru anecdotică fac din viața secretă a cadavrelor una dintre cele mai serioase, surprinzătoare și vesele cercetări asupra destinului trupurilor după ce le-am părăsit. Extraordinar de amuzant, nu pare descrierea potrivită pentru un volum despre cadavre, cartea lui Mary Roach este în același timp documentată, insolentă și plină de umor. Poate că moartea este cea care râde la urmă, până atunci însă Mary Roach se delectează făcând haz de tot ce e macabru. Nu poți doar să răsfoiești această carte, fiecare amănunt este fascinant, spun părerile de pe spate. Rămâne de văzut despre ce e mai exact cartea asta, nu știu dacă sunt niște povestiri scurte desprinse din realitate, dar rămâne să o descoper. Imaginați-vă că m-am abținut să o citesc atâta amar de vreme, de atâtea luni de când o am în bibliotecă, adică de vreo 2-3, n-am pus mâna pe ea, doar am scos-o din folie pentru că asta venise înfoliată. Și ultima carte din clipul de astăzi, cea de-a șasea pe care vă prezint, este o carte pe care, sincer, nici n-am mai știut că am cumpărat-o și undeva prin decembrie, când am văzut că e ofertă la cărți din nou pe diverse site-uri, era să o mai comand odată pentru că atât de mult mi-o doream, dar mi-am amintit, stai, oprește-te, o ai în cutia aceea de care nu te-ai atins. E vorba despre un thriller pe care din nou l-am văzut pretutindeni și l-am văzut că e extrem de îndrăgit. Nu vreau să mint, dar tind să cred că este doar primul volum al unei serii. Și da, după o scurtă verificare pe Goodreads, am văzut că sunt două volume în seria asta, nu știu dacă o să apară mai multe pe parcurs. Cert e că avem aici această superbitate care se numește cutia. Mi-am dorit foarte mult să ajungă la mine. Este apărută la cei de la 3, e ceva mai voluminoasă, adică are peste 700... vreo 750 de pagini acolo, cu scrisul tradițional de la 3, nu cred că vă este necunoscut. Dar, de obicei, când citesc o carte de la 3, merge destul de repede lectura. Și, dincolo de această copertă absolut uluitoare, să vedem și ce scrie pe spate, care e un spate simplu de data asta, un thriller plin de suspans scris de un nou duo nordic, începutul unei serii captivante. Iată, este serie. Când o femeie ucisă este găsită într-o cutie străpunsă cu săbii, poliția este descumpănită. A fost un număr de magie care n-a mers cum trebuie sau o crimă extrem de brutală. Mina Dabiri lucrează la poliția din Stockholm și primește ajutorul lui Vincent Valder, un mentalist și expert în limbaj corporal și magie. Mina și Vincent fac legături cu cazuri mai vechi și își dau seama că sunt pe urmele unui criminal în serie nemilos, care trebuie oprit înainte să mai facă și alte victime. Însă personalitățile dificile ale celor doi complică situația. Amândoi poartă secrete întunecate, iar trecutul lor pare legat de ceea ce se petrece acum, iar ei trebuie să fie cu un pas înaintea ucigașului. Trebuie să se familiarizeze cu nebunia ca să îi poată pune capăt. Foarte bine sună dacă avem și magie, și mentalist, și polițist, și tot ce ține de domeniul ăsta, pe mine m-a fascinat. Da, nu știu, pe mine m-a prins de când am văzut coperta și felicitări celor de la 3 că încep să facă coperte din ce în ce mai frumoase în ultima vreme din ce am văzut. Nu mai sunt atât de simple cu acel scris mare aici sus, numele autorului, știți voi, tipizată coperta. Era într-o vreme, cel puțin la cei de la 3, mă bucur că au schimbat cât de cât tactica, chiar dacă interiorul rămâne simplu, pentru că asta e doar o supracopertă, nu mă deranjează. Eu de obicei, când citesc o carte, apropo, cu supracopertă, o dau jos doar cât să nu o murdăresc, să nu șifonez, să nu o rup și când sunt gata cu cartea, îi pun supracoperta la loc să pară nouă nouță. Cam asta a fost cu cutia, așadar o primă parte dintr-o serie. Sperăm să apară cât de curând următoarele. Apropo, cartea asta, cred că anul trecut a apărut la noi. Ia să verificăm aici. Da, 2022, după ce fusese lansată în 2021. Deci nu e o carte prea veche. Felicitări celor de la 3 că v-ați grăbit cu ea. Fiind și scrisă de nordici, autori nordici, sper că e foarte bună. Cel puțin așa am văzut și pe internet că e foarte apreciat volumul ăsta. Și cam asta a fost cu book haul-ul, dragilor.
Sper că v-a plăcut ce v-am prezentat. Sper că v-a plăcut vreuna dintre cărțile astea în momentul în care ați citit-o sau dacă ați citit mai multe, sper să fi fost pe placul vostru. Să-mi dați și mie de veste jos în comentarii ce ați citit de aici, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, de ce v-a plăcut sau nu. Și noi ne vom revedea, era să zic săptămâna viitoare, dar nu, pentru că vreau să postez și la finalul săptămânii un clip cu acel book review. Că dacă tot l-am anunțat, să zic așa, și a fost printre propuneri, de ce nu? Cred că ar fi interesant să facem un pic mai des book review-uri, pentru că atunci când facem wrap-up la final de lună sau început de lună, mi se pare că trecem cumva prea repede prin ele și poate oamenii caută anumite cărți și nu le mai regăsesc. Am văzut că v-a plăcut destul de mult și clipul cu Rezervă, cartea prințului Harry. E o carte discutată și mi s-a părut firesc să-mi împărtășesc părerea cu voi. Dacă nu l-ați văzut încă, dați o fugă, e clipul anterior acestuia pe care l-am postat pe canal. Cam asta a fost cu book haul-ul, ne vom revedea peste doar câteva zile, sper, cu un book review care îmi doresc să vă stârnească atenția. Vă mulțumesc tare mult încă o dată că ați rămas cu mine până la final, noi ne vom revedea curând și bineînțeles jos în comentarii. Numai bine!